Orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt viața, sănătatea, integritatea fizică și psihică, demnitatea, intimitatea, vieții private, libertatea de conștiință, creația științifică, artistică, literară sau tehnică. Tă scris și un noul cod civil. Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății și al științei. Dacă există o contradicție între interesul omului și interesul științei sau al societății, atunci spune că primează interesul omului. Pe lângă aceste prevederi, noul cod civil intrat în vigoare anul acesta mai face referire și la noțiuni cu privire la dreptul la liberă exprimare, dreptul la viață privată, la demnitate și la propria imagine. Un capitol de asemenea nou în prezentul cod civil o constituie respectul datorat persoanei și după decesul său, mai exact respectarea voinței din timpul vieții a persoanei decedate, cu privire la prelevarea de organe, țesuturi și celule umane în scop terapeutic sau științific după moartea acesteia.